Activitatea desfășurată la sediul PSD Reghin s-a intensificat la ora 21, odată cu închiderea procesului de votare în cadrul alegerilor locale. Membrii organizației au realizat numărarea în paralel a voturilor obținute de candidatul Maria Precup la fotoliul de primar al municipiului Reghin. La momentul aflării rezultatului final, lumea a explodat de bucurie. Primul gând este că trebuie să mulțumesc celor care au avut încredere în mine și mi-au mai dat un mandat. Al doilea este că ceea ce am promis trebuie să fac și trebuie să mă selectez toate informațiile pe care le-am strâns în întâlnirea cu cei care au avut încredere în mine și cei care n-au avut, dar au ridicat problemele din zonă și să le pun pe hârtie și să fac proiecte și să le rezolv. Deci angajamentele mele sunt foarte grele și sper să am și sprijin din toate punctele de vedere să le duc la bună îndeplinire, pentru că am spus că un primar, ca să-și poată realiza proiectele, are nevoie de două mandate. Iată că am câștigat și al doilea mandat, asta înseamnă că trebuie să ies cu fruntea sus și să mă țin de cuvânt. Doamna primar, așa cum ați declarat la prima dumneavoastră victoria cu 4 ani, veți fi în continuare primarul tuturor reghinenilor? Sigur, sigur. Eu am ieșit primar pentru că nu m-am schimbat și pentru că cât am putut și cât mi-a stat mie în putere să decid, m-am ținut de cuvânt și am luat tot timpul în considerare promisiunile pe care le-am făcut, chiar dacă le-am mai schimbat în timpul mandatului, în urma comunicării cu electoratul și cu cetățenii din municipiul Reghin. Și același lucru vreau să fac și acum, dar prioritățile pe care le am în program vreau să rămână. Cele care le-am cules în timpul campaniei electorale sunt lucruri minore pe care pot să le fac cu ușurință și care nu mă pot îndepărta de la proiectele mele. Ziua de astăzi a fost cea mai grea zi din campanie. Campania a fost super frumoasă. Chiar dacă eram obosită seara, dimineața nu aveam nimic, pentru că întâlnirile cu cetățenii mi-au dat putere și mergeam obosită și veneam plină de energie. Deci a fost o campanie decentă, a fost o campanie fără cheltuieli și o campanie care s-a concretizat în întâlnirile permanente cu oamenii și consider că legea pentru un nou mod de desfășurare a campaniei este foarte, foarte bună. Dacă m-am simțit vinovată că în ultimele 2 săptămâni nu mai am început și n-am putut să acopăr tot municipiul, așa că o să fac un program foarte strict și până la 10, 11, 12 cel mult să stau în primărie și pe urmă să mă duc pe teren, dar nu să mă duc cu mașina, să mă duc cu mașina să mă pun la capătul sății și să iau la picior fiecare stradă. Deși sunt foarte multe probleme minore care te epuizează uneori, dar dacă pentru un primar sunt minore, pentru fiecare cetățean sunt importante, că poate nu și le pot rezolva singur, că n-au posibilități materiale, că sunt în vârstă sau pur și simplu nu pot. Și sunt lucruri care pentru administrații locale sunt minore. Celor care m-au ales, le transmit mulțumirile și recunoștința mea că au avut încredere în mine, chiar dacă n-am avut o comunicare permanentă și cu toți. Celor care nu m-au ales, vreau să-i asigur că voi fi și primarul lor și voi fi echilibrată și echidistantă atunci când voi lua orice decizie și niciodată nu o să mă intereseze dacă m-a votat sau nu. Este o opțiune și un drept a fiecăruia să-și aleagă conducătorul și faptul că am câștigat înseamnă că mai mulți m-au vrut pe mine, așa că asta îmi dă putere să fiu un om onest și corect față de toți cetățenii, pentru că eu administrez bugetul municipiului Reghin, care este constituit din contribuția fiecăruia dintre ei, indiferent ce au votat.
Candidatul PSD Reghin, Maria Precup, a obținut peste 6.850 de voturi, cu aproximativ 300 mai multe decât contracandidatul UDMR, Nodion Draș. Prezența la vot a reghinenilor a fost de circa 51%.